Viziunea de dezvoltare și modernizarea municipiului de pe Cerna este tot mai complexă, iar administrația publică locală vine cu noi și noi proiecte în acest sens. De data aceasta, Parcul Corvin și Parcul Central sunt în atenția administrației. Documentația pentru modernizarea și reabilitarea celor două parcuri a fost deja pregătită, urmând a fi depusă la ADR Vest pentru obținerea de fonduri europene. Se dorește a fi amenajat un lac, zone de recreere, de promenadă, locuri de joacă, toate fiind înconjurate de multe zone verzi. Deja începem proiectarea tehnică. Studiile geo vor începe de luni. Sper să ajungă muncitorii să facă studiile geo. Vom avea un luciu de apă. Luciu acesta de apă nu foarte adânc, unde copiii se pot juca cu acele bărcuțe teleghidate. Vom avea și alei pentru alergat, o filigorie interesantă. Ești obligat pe aceste proiecte, spații de joacă, ești obligat pe aceste proiecte să lași foarte mult zona verde. Nu ai voie să faci construcții decât maxim 10% din suprafața parcului, dar tot așa, în premieră, parcul va fi legat de zona scărilor de la izvor și de zona scărilor de la poliție. Ce se întâmplă? La ieșirea din parc, traversând strada Turnătorului, prin spatele blocurilor către izvorul de la liceul, de la școala generală 3, va fi făcut o alee pietonală pe sub coasta dealului care se va lega de scările de la poliție. Mai departe, o alee pietonală care va înconjura tot dealul unde este liceul 2, la baza liceului 2, și va ieși în varianta bulevardului 1948. Și parcul central, aflat în proximitatea pietonalei Corvin, își va schimba înfățișarea. Proiectul de aici include amenajarea unor spații pentru seniorii urbei, unde își vor putea petrece timpul socializând sau jucând șah, râmii sau table, a unor alei de promenadă, inclusiv fântâni arteziene și multe zone verzi. Cele două proiecte de reabilitare și modernizare a parcurilor se intenționează a fi incluse într-un singur proiect cu finanțare europeană. Mai exact, un proiect de regenerare urbană care va viza atât parcurile menționate cât și zonele adiacente acestora. Pentru cele două parcuri există deja întocmită o bună parte din documentația necesară. Sunt aprobate deja de Consiliul Local daliurile pentru ambele parcuri, avem recepționat proiectul tehnic pentru Parcul Central și se începe proiectarea tehnică pentru Parcul Corvinul. De asemenea, în perioada imediat următoare se vor întocmi daliurile și proiectele tehnice pentru zonele adiacente celor două parcuri. Toată documentația va fi integrată într-un singur proiect de regenerare urbană care va fi depus până la finele acestui an, a mai adăugat Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara.